Triplă campioană națională în perioada 2008-2010, Aldor Magic Driver Iași a câștigat din nou finala campionatului național de mini-fotbal amatori. Ajunsă față în față cu MAV Glisando Timișoara, finala mare a competiției s-a încheiat inițial cu scor egal 2-2. S-a intrat cu lovituri de departajare, iar balanța a înclinat către ieșeni, care au terminat meciul cu 3-2. În Champions League e ceva nou pentru noi. Avem câțiva jucători care au jucat acum câțiva la cel mai înalt nivel meciuri internaționale. Acum am revenit pe teren mic, sperăm să ținem, să nu facem de râs Moldova. Am rămas singura echipă care s-a calificat în faze superioare. Sperăm să continuăm și pe drumul cel bun și în Champions League să nu facem de rușine România. Ieșenii vor reprezenta România în Liga Campionilor, unde vor participa cele mai valoroase formații din peste 10 țări. Nivelul acestei competiții a fost cel mai ridicat din toate cele 6 ediții pe care Federația de Mini-Fotbal din România le-a organizat până acum, ceea ce ne dă semne mari de speranță că prezența echipei naționale de mini-fotbal la Chișinău în luna septembrie va putea să repete, să spunem, succesul pe care l-a înregistrat până acum, și anume cele două titluri europene deja câștigate. Dacă Phoenix Hunedoara a fost eliminată în sferturile de finală, campionatul național de mini-fotbal s-a încheiat cu o reușită pentru Avantaje Deva, care s-a clasat pe locul al treilea. Cum să fie? Foarte, foarte greu. Cele mai bune echipe din țară, primele 20 echipe din țară, o căldură infernală, foarte greu. Este munca de un an de zile a tuturor coechipierilor din echipa pe care îi vedeți acolo. Mulți și-au dat maiurile, tricourile jos de cauza vremii. Este o muncă colectivă. Și un loc foarte bun. Și un loc foarte bun, care sper să facă cinste orașului. Pentru noi, ca și gazdă a competiției, este ceva extraordinar. Că am ajuns până într-o semifinală de acest nivel, iar rezultatul și meritul este al băieților de la Avantaje Deva. La cea de-a 6-a ediție a campionatului național de mini-fotbal au participat 20 de echipe.